Salutare și bine v-am găsit! Acesta este primul meu videoclip de pe cariera cu Steaua pe FIFA Soccer 2017. Nu știu ce mi-a pare punctul ăsta protocolul aici. Ah, mai da, știu. Ui, filmarea mea. Așteptăm să încarce jocul și o să vă prind și vouă statisticile și tot. Primiți 10 bănuți. Am strâns ceva bănuți de dinainte ca să pot să-mi crez jucătorii. Și să fac mai multe chestii. Liga Tibetan, stați să vă prezint și ligile. Barclays Premier League, prima ligă din Anglia. Skybet este liga a doua din Anglia. Liga On este prima ligă din Franța. Serie A din prima ligă din Italia. Liga BV, liga 1 din Spania. Bundesliga Germania, Super League Turcia. Liga Tibetan, noi liga România, asta liga 1 din România. Liga a doua avem și o ligă mixtă. Unde sunt restul jucătorilor? Eu o să mă duc la Liga Tibetano, să selectez echipa FCSB Steaua. O să vă prezint și lotul. Acestea sunt obiectivele mele. O să am două amicale, unul cu AS Monaco, unul cu PSG. Obiectivele lunii iulie. Trebuie să dau un gol, trebuie să-mi iau două cartonașe galbene și să rămân neînfrânt. Pe la transferuri. Aici îmi spune că defensiva mea este slăbită. Trebuie să transfer pe cineva. Apărare. Asta este echipa mea, dar eu o să o schimb, bineînțeles că nu sunt așa posturile cum le-au pus ei. Așa, fundaș stânga, nu-i Lucian Filip, că îi Junior Moraes, dar nu-l găsesc. Pentru că e în atac. Nu l-am schimbat. Junior Moraes cu Botă. Alibeco să fie vârf împins. Jucăm 4-2-3-1-B. Botă îl schimbă cu Budescu. În dreapta o să joace cred că o să jucăm cu William de Amorim. Sau nu, o să jucăm cu Tănase, Florin Tănase. Denis Mans joace în stânga. Florin Tănase joace în stânga și Denis Mans joace în dreapta. Ca și în... ca și la noi. Și o să jucăm cu Mihai Pintili și Felipe Teixeira. Rezerve o să fie Andrei Vladu locul lui Stăncioiu. Rezerva de fundaș o să fie Momcilovic cu Gabriel Enache, e bine. Iacolis cu William. Iacolis cu William de mijlocaș. Și atacant o să lăsăm așa o video Popescu cu noi. Capitanul o să fie Florin Niță. Jucătorul care se bate penalti o să fie Alibec. Din Salibec. Free kick taker o să fie Budescu. Left corner o să fie Filipe Teixeira și right corner o să fie Denis Mann, că e stângaciu. Opa, am uitat să prelungesc contractele. Florin Niță are contract până și prelungim pe 5 ani. Trebuie 15.000, 15.000 dau voi Niță, dacă toată vrea să da. Junior Moraes mai are contract pe 3 ani, prelungim și lui. Prelungesc la toți contractele. Videoclipul ăsta cred că o să prelungesc doar contractele, o să fac câteva transferuri și probabil o să joc și un match. Da, vedem noi. Pentru mai multe sugestii pentru transferuri aș vrea să faceți și voi în comentarii, să lăsați pe cine să mai transfer, ce să mai transfer, ce jucători. Primul nostru transfer jucătorii pe care o vrut Steaua. Și o să-i vând pe cei care nu-mi plac mie sau pe cei care i-a vândut deja Steaua. Cum ar fi Iacolis, deci, de exemplu, o să-l vând. Că Iacolis a plecat de la Steaua după ce s-a creat jocul acesta. Și a rămas. Se prânge în contract la Denis Alibec. Andrei Vlad. Andrei Vlad e un portar de perspectivă. Mie îmi place foarte mult de el. Aici, după cum se face, banii sunt lire, nu sunt euro. Momcilovic, un fundaș stânga bun, dar mie nu-mi prea place de el, așa că de asta nu-l prea folosesc. O să prelungesc contractul pe 5 ani, da. O să dați când o să fie obosit celălalt, Junior Moraes, de exemplu. Gabriel Enache, prelungim și lui contractul, că și mie îmi place și de el, dar pleașcă. Nu că Iacolis pleacă, transfer list player.
Mă duc la pe transferul, William are contract, Ovidiu Popescu, nu era. Botă pleacă. David Popescu, Daniel Popescu, așa, pleacă și el, Vlad Achim. Nu mai ținem un pic, Edi Stancioiu pleacă și el. Așa nu o să prea puce să joace mulți portari, că Niță e principal titular. Lucian Filip, îl mai țin și pe el, Grecu, transfer list. Pe Benzar, cred că o să-l mai țin, că îmi place de el, dar... ba, da, sigur. Ei fac și lui un contract pe 5 ani. Așa. Numerele cred că-s bine la jucători, da, pentru așa. Prima dată să încep să-l transfer pe Nedelcu. Principala ținta stelei în această perioadă transferă, dar nu. Păcat că nu a putut să vină, că... chiar îmi place Nedelcu, o să-i dau 5 milioane. 4.900.000, e bine. Nu-i bine. 6.7 milioane, vre. Nu-i dau chiar așa de mult, îi dau 6.200.000. Da, l-am transferat pe Nedelcu. Să vedem pe cine mai vrem de aici, pe Coman. Și Coman, Florinel Coman mi-ar plăcea să-l aduc, dar... momentan e cam scump. 13 milioane. Benzar? Nu, că am acolo pe pleașcă, nu. Pe Boli a vrut să-l aducă Steaua, o să-l transfer și eu. 3,33 milioane, nu mai mult. Nu. Măcar 4 milioane, să vedem, să fim siguri că vine. Boli a semnat, Kevin Boli a semnat. Pe Gane l-aș transfera, da. Și o să-l vând pe Momcilovici, nu știu, mă mai gândesc. Probabil o să fie, o obosească jucătorii, că țin minte și de la sezoanele trecute când am mai jucat, se oboseau jucătorii rapid. Și trebuiau schimbați, așa că o să transfer mai mulți jucători. Să improvizez posturi, probabil, cu siguranță că... așa se întâmplă. Cristi Gane a semnat cu mine. O să-l mai transfer acum pe Moruțan, de la Botoșani. Altă ținta stele care n-a putut să fie îndeplinită, dar... 3,74. 4,2 milioane, 4 milioane. L-am luat pe Olimpiu, Moruțan. Cum ne întoarcem înapoi? Făcut eu la transferuri. O, numerele nu-mi plac deloc cum și le-au luat. Olimpiu Moruțan o să aibă numărul 8. Numărul 22 la Regane ca și la... nu, Nedelcu o să aibă numărul 8. Nedelcu, Edicer, number... numărul 8. La Moruțan cred că o să-i dau numărul 14 sau... vedem. Să vedem ce numere sunt libere. De la 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o să-i dau la Moruțan. Poli bine cu 21, bine ceilalți. Mai avem 860.000 de lire. O mai avem ce face cu banii aia. Nedelcu o să-l schimbăm cu Iacolis. Moruțan cu Ovidiu Popescu. Cristi Gania cu Momcilovici. Și Kevin Boli cu Gabriel Enache. Place mai mult de jucător. Am pe cine schimbat. L-am schimbat, cred că... o, avem echipă. Acum să vedem ce ne putem, dacă ne putem lua vreun antrenor. Avem aici un antrenor, dar nu, că eu vreau aici să-mi crească all round. Hai să vedem ce poate, ce se poate face, poate să vedem să liber că îl crește. Attacking. Ia cresc cu shooting-ul și heading-ul. Binișor. Hai să jucăm meciul cu AS Monaco. Meci amical. Se joacă pentru o cupă aici. Trebuie să joc două meciuri și... trebuie să le câștig. Mai acolo joacă Mbappé, Falcao, Traoré, Lemar, San Maxim, João Moutinho, Carvalho, Raginap, că este toată echipa, dar țipacele s-a scris bine oricum. De pe P pasez, de pe C dau pasă lungă și de pe S șutez. Ai ce merge așa jocul. Ai ce rău merge. Joc pe dimensiune high, așa că joacă bine jucătorii de aici.
merge mie rău. Nu știu de la ce. Nu știu ce are, deci merge așa rău. Da, bun, nu o să pot să joc meciul așa, probabil o să-l pierd. Acum pare că mulți ziceți ce telefon praf am să adesea, dar nu, chiar e un telefon bun, numai că nu știu ce are acum. Nu, deci nu o să pot juca meciul, deci o să ies din el și nu mă enervez așa. Are nică dacă pierd un meci. Continuăm, hai să vedem ce oferte avem, oricum o contract, trebuie să mă uit la toate mesajul. Prelungi la contracte. Hai să vedem, avem o ofertă pentru Iacolis de la Botoșani și o ofertă de la Grec. Pentru Grecul de la Sapporo. Pe Iacolis nu l-aș da pentru așa puțin bani. Nu vor să-mi dea mai mulți bani. Hai să vedem, la Grecul îmi dau mai mulți bani. Da. 2.550, îl dau pe Grecul. Hai vedem. Hai vedem aici ce întâlnări avem. Oh, ce întâlnări bună distribuție. Și la defense. Am vrea cu alt round acolo să fie. În Champions League, vedem cu cine sunt grupă în Champions League. Borussia Dortmund, Real Madrid și Shakhtar Donetsk. Am o grupă foarte grea. Lega 1 Betano. Cu Parigia de Plajo cu Astra Giurgiu. Și aici, în Liga 1 Betano, am în prima etapă cu voluntari. Așa, echipa mai trebuie să schimb ceva, nu trebuie să schimb nimic. Hai să dau, să simulăm meciul ăsta, că nu-l pot juca, că... Mă bătu PSG cu 2-0, da, nu nimic bine. Nu vreau să mă luăm niciun videoclip. Pe Ovidiu Popescu, pe Daniel Popescu, îl dau, e clar. Oricum, nu m-a interesat cât eu. Am deplinit un videoclip să nu iau, doar un singur obiectiv, să nu iau două cartonașe galbene, mai mult de două cartonașe galbene, n-am dat niciun gol. Și n-am rămas. Argeș Pitești îl vrea pe Botă pentru 2.900.000, hai că-l acceptăm. Edi Stancioi vrea să plece la Brighton, nu-l dăm așa. Iacoli, să vedem ce ofertă are acum de la Bolton, nu-l dau pentru asta, dacă vrea mai mult. Acceptat. Pelare, nu-l dau pentru că e unul dintre fundașii mei preferați aici, nu-l dau. Prea First and Show, 6-8-7. Să zic, mai că-l dau. Nu știu, nu-l folosesc decât să-l țin rezervă, e acolo să îmbătrânească mai tare. Pe acolo nu dau pentru așa sumă mică. Deja ar trebui să avem și primul meci cu voluntari. Hai să-l mai antrenăm pe Alibet încă o dată. S-a făcut de 75, 76 la ball control și la shooting 71. Of, antrenor, ăsta e bun, Bianchetti. Pe ăsta luăm, cumpărăm. Și l-aș lua și pe Ueda. Pe amândoi. Nu dau la TM, pentru că dacă dau la TM, ai mulți jucători pe care nu aș vrea să-i folosesc, cum ar fi Lucian Fili sau Vlad Achim, nu-mi prea plac. Hai să-l creștem pe Florin Tănase, că e cam slăbuț al round. Plus 9. Plus 1 la tackling, plus 1 la heading, plus 1 la passing, plus 3 la ball control, plus 1 la speed, plus 1, plus 2 la stamina. Bine, hai să-l mai creștem și pe Dennis Mann, că-i prinde titular și mai slăbuț, se pare că. S-a făcut de 68, plus 10. Plus 2 la stamina, plus 1 la speed, plus 3 la ball control, plus 1 la passing, plus 1 la heading, plus 2 la tackling. Așa, e bine, e binișor. Hai să jucăm meciul cu voluntari. Sperăm că merge bine acum. Eu să joace în al sau ban. Lăsăm să joace în vișiniu. Opa, am pasat din greșeală pe videoclip. Filmăm deja de 14 minute și 49 de secunde. Ai, ce mă enervează cum se vede așa de mare, așa s-a cadat. Nu știu ce are, numai când filmez pățe să meargă așa. O să joc un meci după aia, după ce termin de filmat videoclipul, să văd cum merge.
Teixeira, Teixeira lá, balão, Teixeira, escapa, Xinu. Latam. Hai, Pintili, Pintili. Pintili recuperează bine mingea, pasează la Teixeira, Teixeira, e dă pasă mai departe la Tănase. Tănase, o centrare bună. Oh, doamne, că mi se blochează. Oh. Balaur, o a pasat pentru nu am văzut, observat cine, Budescu fuge să recupereze, Budescu reușește să recupereze. Pasează la Pintili, Pintili mai departe pentru Alibek. Și Alibek era în offside, oh. Alibek, Alibek, du-te, recuperează. Bine, Alibek recuperează mingea. Se duce, se duce. Și pierde mingea, bineînțeles. Pintili. Nu. Lari, hai, Lari, tu, recuperează. Nu. Hai, Bălașa. Nu. Junior Moraes pasează pentru Teixeira. Teixeira mai departe la Pintili și Pintili. Dă o pasă bună la Budescu și Budescu. Gol Budescu! Budescu reușește să scrie primul gol în această stagiune de campionat. Deschide scorul frumos cu un șut frumos pe lângă Bornescu, dacă nu mă înșel. Budescu! Minutul 31, Budescu scrie primul său gol. Budescu, sperăm că o să fie unul dintre golgheteri, el cu Alibek. Probabil, că joacă acolo în spatele vârfului, al doilea vârf, Alibek. Pasă prea tare pentru Budescu. Ai, Budescu era aproape să recupereze, dar recuperează. N-am observat cine a recuperat exact, dar cred că era Tănase, Florin Tănase. Coman, ce Coman au ei oare? Nu cred că e Florinel Coman la Budescu. Nu, 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 nu. Nu spune că iau gol acum. Nu spune. Oh, fuck. Văduț. Da, acolo cred că ăla e Gnoiere sau cine era de la mine, că e cam negru, nu știu cine e. Merge prea rău și mă enervează, vai! Nu o să ies din meci, că merge important de campionat. Și egal să fac. După aia, la următorul videoclip, promit că nu o să mai meargă așa, sper că vreau să văd ce are, probabil de la memorie, dar are cum să-mi fie prin telefonul. De la cum filmez, nu știu. Popescu primește mingea, dar nu știu ce Popescu e ăla. Junior Moraes recuperează foarte bine și pasează la Budescu, Budescu, Budescu. Se duce, Alibek cere mingea, dar nu știu cum. Nu pot să-i dau. Budescu. Centrează prea lung pentru Alibek. Teixeira. Teixeira. Oh, ce alunecare face Teixeira acolo? Hai, pleașcă, măcar tu nu. Pleașcă, du-te și recuperează. Man, 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 man. O să fac și o schimbare. 2, 3, vedem. Nu, nu se poate. 2 la 1. Doamne! Să facem o schimbare, două, sau două, vedem. Team management. Să intre Olimpiu Moruțan în locul lui Denis Mann. Harlem Gnoiere în locul lui, nu Budescu, în locul lui Alibek, că nu a făcut nimic la meciul ăsta. Să-l bag pe Nedelcu în locul lui Pintili. Nu l-am prea văzut, meciul ăsta. Am iurit toate trei schimbările, acum să vedem. Fault. Cum am trebuit un stângaci, acum era bun Alibek, dar l-am și pe Gnoiere. Aia are stângaci. Părea încet am dat. Ba nu! Execuție perfectă din lovitură liberă! Harlem Gnoiere scrie din lovitură liberă! Oh! Ce gol îmi scrie Gnoiere! Da, bine! Perfect! Avem i 2 la 2. Am egalat pe voluntari. Și am bucurat acum de parcă am dat golul victoriei. Gnoiere, 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 scriem cu un gol incredibil, Gnoiere! Rupe tot, Gnoiere! Probabil o să luați meciul viitor titular. Alibek nu m-a prea impresionat meciul ăsta cu nimic. Avem 3 la 2. Gnoiere din nou recuperează, recuperează din nou Gnoiere!
Și reușești de hat-trick-ul, Noeren, mai puțin de 10 minute. Nu cred că ai intrat mai mult de 10 minute și reușești deja un hat-trick. Bine, Gnoere! Deja ți-ai câștigat postul de titular în fața lui Alibek. Cum să vedem ce facem? Nedelcu, Nedelcu, bine, Budescu. Hai, Budescule, hai! N-am ce să fac, m-am izolat. Întoarcem și centrăm? Nu centrăm. Pas pentru Nedelcu. Ce pasă de Nedelcu. FCSB, voluntar 4-2, minutul 85. Victoria este aproape să rămână aici pe Național Arena. Avem primele noastre 3 puncte din acest campionat. Nu cred că se mai poate întâmpla nimic să ne dea 2 goluri acum în nici mai puțin de... Ai, gata deja. Ajunge la mijloc și se termină, da. Câștigat. Omul meciului este Harlem Noere. Bineînțeles, după ce a dat 3 goluri era de știut că el o să fie omul meciului. Suntem pe locul 2. Celelalte rezultate sunt Dinamo Gazmetan 3-0, Astra Giurgiu Botoșan 0-0, Sepsi Sfântul Gheorghe CSM Poliaș 2-1, Juventus București CSU Craiova 2-2, CFR Cluj Viitorul Constanța 1-1. Binișor, suntem pe locul 2. Nu vreau să mă uit la videoclip. Continu. Atât pentru ziua de astăzi, a doua etapă o să avem cu Astra Giurgiu. Meciul acesta cred că o să-l joc eu să văd dacă merge tot la fel de rău. Și dacă merge tot la fel de rău, nu știu, vom vedea ce-mi face. Probabil nu vom mai filma. Fiu știu că vedem. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc. La revedere!